credincioși despre cei adormiți în Domnul. Dar mai întâi să ne punem o întrebare pentru care pricina a zis Mântuitorul către cei ce erau de față și plângeau după fica lui Iair, care murise, nu plângeți, nu a murit, ci doarme. Iată răspunsul. Acest cuvânt l-a zis Mântuitorul ca să ne arate că după venirea sa cu trupul în lume, tot cei ce vor crede în el și vor face poruncile lui nu vor mai muri cu sufletul. Chiar de mor cu trupul, ei sunt vii înaintea lui, după cum și în alt loc al Sfintei Evangheliei ne-a spus Hristos. Cel ce va crede într-o mine, chiar de va muri, viu va fi. Adică unii ca aceștia numai cu trupul sunt adormiți, iar nu și cu sufletul. Acest adevăr ne-l arată pe lat Marele Apostol Pavel, care zice, fraților, despre cei care au adormit, nu voieți să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Care sunt cei care nu au nădejde? Sunt cei care cred că odată cu moartea trupului moare și sufletul, și că niciodată nu vor mai învia cei morți ai lor, precum au fost și sunt păgâni închinători de idoli și toate popoarele care nu cred în Hristos și nu cred nici în învierea Lui din morți. Noi însă credem că Iisus a murit și a înviat. Și la fel credem că Dumnezeu pe cei adormiți într-o Iisus îi va aduce la înviere cea de apoi împreună cu El. Căci dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom vețui împreună cu Hristos. Cât despre cei morți în credința în Iisus Hristos, ei nu sunt morți și adormiți, așa cum adeverește Sfânta Dumnezească Scriptură, care zice, Hristos a înviat din morți, fiind începătura învierii celor adormiți. Vedeți că nu zice începătura învierii celor morți, ci a celor adormiți. Așadar, prea luminat ne arată aceste mărturii, iubiți credincioși, ale Sfintei Scripturi, că cei ce mor cu credință în Iisus Hristos nu sunt morți. Adică, căci după cum nu putem zice unui om ce doarme că este mort, tot așa celor ce au adormit în Hristos, nu ne putem spune că sunt morți și adormiți. Aceștia la judecata de apoi se vor scula și vor avea mărturie de la Hristos înaintea Tatălui despre credința lor dreaptă, despre faptele lor celor bune. Așa a dormit în Hristos Sfântul întâi mucenic arhidiacon Ștefan, fiind ucis cu Petri de către iudei pentru mărturisirea lui Iisus Hristos, care se rugase și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și în genunchind a strigat cu glas mare, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Și zicând acestea, au adormit. Așa au adormit milioane de sfinți și martiri care au crezut, au mărturisit pe Hristos și care nu sunt morți, ci adormiți în Hristos până au oftească înviere. După ce ați auzit că tot ce mor cu credință statornică în numele lui Iisus Hristos nu sunt morți, ci adormiți, este bine să arătăm în ce fel vor învia cei adormiți în Hristos. Trebuie să știți și să înțelegeți că tot cei adormiți în Hristos nu se vor scula la judecata viitoare, tot așa cum au fost când au murit cu trupul. Nu, cu adevărat nu. Avem atâtea mărturii în Sfânta Scriptură despre acest lucru, că la judecata de apoi, cu mare prefacere, se vor schimba trupurile celor adormiți în Hristos și cu însușiri și daruri prealuminate se vor îmbrăca atunci. Pe aceste însușiri și daruri ale trupului celor adormiți în Hristos ni le arată Marele Apostol Pavel zicând, seamănă-se într-o stricăciune, sculatul se va într-o slavă. Seamănă-se într-o slăbiciune, sculat se va într-o putere. Seamănă-se trup firesc, sculat se va trup duhovnicesc.
Apoi arătăm că este trup firesc și trup duhovnicesc. Zice, este trup firesc, este și trup duhovnicesc. De aici înțelegem că trupurile drepților la judecata viitoare vor străluci ca soarele, după cum a zis Domnul Iisus. Atunci drepții vor străluci ca soarele într-o împărăție a Tatălui lor. Mai trebuie, iubiți credincios, să știm că prea minunată va fi atunci această ușurime, lesne, mișcare a trupurilor drepților. Atunci ei se vor purta cu iuțeala fulgerilor în orice parte a lumii, ca gândul lor va zbura din cer și vor veni la mormintele și la trupurile lor. Nici o întârziere nu ne se va pricini lor din greutatea duhovniceștilor trupuri. De aceea înțeleptul Solomon cu scânteia focului a semănat pe drept zicând, ca scânteile prin foc vor fugi, că scânteile focului când se împrăște de vânt, pretutindenea cu mare lesnire se risipesc. Încă vor avea în vremea aceea trupurile drepți mare și covârșitoare subțirătate, încât vor trece prin celelalte trupuri, prin orice fel de materie, asemenea cu trupul Domnului, după învierii care au trecut prin piatra mormântului, prin ușile încuiate ale ucenicilor, cu mare lesne, fără de nicio oprire. Dar, frați și sorori, cine poate spune câtă bucurie și câtă mirare va fi atunci când aceste suflete duhovnicești slăbite vor veni din cer la judecata viitoare cu ochii lor plini de lumină, de bucurie, vor cânta pe pământ, vor căuta trupul lor. Ce fel de vorbire se va face împreună atunci între sufletele și trupul lor? Câte de dulci și sfinte sărutări, câte duhovnicești îmbrățișări vor face atunci sufletele către trupul lor cu care au vețuit pe pământ. După aceste convorbiri va zice sufletul către trupul său. Vino trupurile, prietenul meu din mânt, măruntaie și să ne unim unul cu altul împreună, ca un mire cu mireasa sa, că iată, iarna a trecut și s-a sfârșit, și iar gândurile, furtunurile și tulburările lumii nu mai sunt. Bunătățile cerurilor se gătesc, bucură-te, dar fratele meu împreună locuitorule, acum Dumnezeu a dat sfârșit dorului meu celul de mult care l-aveau de a mă întâlni și de a mă uni cu tine. Câte osteneli am suferit noi împreună pe pământ, câte scârbe, suferințe, câte lacrimi am vărsat împreună, câte privegheri, câte dureri am răbdat împreună când eram în viață cea de pe pământ, suspinam după viața veșnică. Dar acum moartea s-a pierdut, patimile s-au prăpădit, a sosit viața, învierea, nestricăciunea, odihna. Unde ai fost atâția ani, unde atâta vreme ai locuit? Și eu, Dumnezeule, cum trupul acesta al meu zăcea în groapa oaselor cel fără de suflare. Iar eu umblam plimbându-mă prin rai, îndulcindu-mă din parte din frumusețe lui, pentru puțina mea dare de plată. Vino dar acum trupul meu și să luăm plățile de plin. Fiindcă și tu ai fost împreună călător, ajutător, la ostenelile mele, tu ai răbdat ocările, necinstea împreună cu mine pentru Hristos. Asupraviețuire, apostolului, a privegherii, crucea pocăinței, lipsa hranei, lipsirea de cele spre trebuință, toate cu o sârdie, împreună cu mine ai răbdat. De câte ori ai scos pâinea din gura ta ca să hrănești pe cei săraci? De câte ori te-ai golit pe tine să îmbraci pe cei goi? De câte ori ai lăsat pământul, moșiile tale, averile, bogăția, cinstea ta, ca să nu strici pacea cu vecinii tăi? Cu dreptate, dar este, câte lacrimi împreună cu mine ai semănat, iar împreună cu mine bucurii vei secera. Și la câte ai fost împreună cu mine părtaș la ostenile, ajutor la aceasta să te faci împreună cu mine părtaș al slavei mele. Descoară-te, fratele meu, din praf și te unește cu mine ca să umblăm împreună, să ne împărtășim împreună de răsplata ostenilor noastre.
Iubiți credincioși, am vorbit până aici despre ce a dormit în Hristos, despre darurile, însușirile pe care le vor avea trupul celor adormiți în Hristos la judecata viitoare și despre convorbirea ce vor avea sub de dreptul cu trupul lor înviate la judecata ce de oște în vremea de apoi. Acum voi adăuga din viețile Sfinților o istorioară sfântă, adevărată, prin care Dumnezeu ne-a arătat în chip minunat învierea cu trup a celor adormiți. Pe vremea împăratului Teodosie cel tânăr, care a luat împărăția Bizanțului în anul 408 după venirea Domnului, s-a evit un eres blestemat care zicea că nu vor învia morții. Iar preabunul nostru Mântuitor, care pururea poartă grijă de biserica sa, pe care a răscumpărat-o cu preascump sângele său, a arătat o mare, prea slăvită minune despre învierea celor adormiți în el, în acest timp. 7 tineri creștini ostași, cu rânduiala din orașul Efes, a căror nume erau Maximilian, Ioan Vilich, Martinian, Ioan Dionisie, Antonie și pe vremea marilor prigoane din partea făgânului împărat Dece, a fugit din fața muncitorului și s-a ascuns în peștera muntelui ce se chema Ohon. Stând de acolo la rugăciune către Dumnezeu, a adormit în această peșteră 192 de ani, până pe vremea împăratului Teodos cel tânăr. Deci, cu puterea lui Dumnezeu, trezându-se ca dintr-un somn prea dulce, li s-a făcut foame și a trimis în orașul Efes pe Ioan Vilich, cel mai tânăr dintre ei, să le cumpere ceva hrană. Acela a luat niște bani de argint, s-a dus în cetatea Efesului cu mare grijă, ca să nu fie cunoscut de cineva spre a fi prins de cei ce-l chinuiau pe creștini, și mergând la un vânzător de pâine, a scos un ban de argint, l-a dat vânzătorului. Dar banul acela avea pe el chipul lui Deciu, cel ce împărățise de demult. Văzând acest lucru, vânzătorul de pâine a prins pe Sfântul Ioan Nepit și i-a zis: de unde ai găsit această comoară? Să ne spui și nouă, iar de nu, te vom da pe mâna judecătorului. Apoi a dus pe Sfântul Ioan Vilich în antipatul și la episcopul cetății. Auzind Sfântul Ioan Vilich că împăratul Deci a fost de demult, a căzut cu fața la pământ și a zis: tot Deci este împărat în cetatea aceasta? Iar episcopul i-a zis: nu, fiule, acest împărat păgân a fost de demult, acum împărățește peste noi drept credincios împărat Teodosie. Atunci Sfântul a zis: mă rog vouă să mergeți după mine să vă arăt peșterea muntelui Ohon și pe prietenii mei ce, ca să știți de la dânsi adevăr. Căci noi, fugind din fața păgânului împărat Deciu, mai înainte de câteva zile, cu câteva zile ne-am ascuns în această peșteră, iar pe el l-am văzut intrând în cetatea Efesului. Apoi episcopul, antipatul și mai mari cetăți au mers cu tânărul cu mulțime de popor la peștere, iar la gura peșterii au găsit între două pietre, două tăblițe de plumb pe care erau scrise aceste cuvinte: acești 7 tineri sfinți au fugit din fața muncitorului Deciu și s-au ascuns în peștera aceasta. Iar Deciu a poruncit de a astupa peștera și s-au sfârșit într-unul acești tineri care au murit pentru Hristos. A se vedea pe larg în viețile sfinților, la 4 august, citind aceste a toți ce s-au umplut de mirare și a proslăvit pe Dumnezeu. Apoi, intrând în peștera, au găsit pe sfinții tăi tineri șezând plini de bucurie cu pețile strălucind ca lumina de harul lui Dumnezeu. Deci, văzând pe ei antipatul episcopul cei mai mari ai cetății, au căzut și s-au închinat până la pământ la picioarele lor. Și au dat mare slavă lui Dumnezeu că i-a îmbrădincit să vadă o minune ca aceasta. Auzind împăratul Teodosie aceasta, a venit la peșteră, intrând, a văzut pe sfinții ca pe niște îngeri lui Dumnezeu, căzând în genunchi, li s-au închinat lor. Vorbind împăratul Teodosie cu ei 7 zile, a văzut
plecându-și capii lor, au adormit somnul morții. După porunca lui Dumnezeu, apoi a poruncit să se facă 7 sicrii de aur în care, purtând sfintele trupuri ale sfinților tineri, i-au îngropat acolo în peșteră. Iubiți credincioși, ce datorii avem noi față de cei adormiți, mai ales față de morții noștri? Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertarea, odihna sufletilor lor. Și cum nu știm care dintre cei adormiți au fost mântuiți sau nu, suntem datori să ne rugăm lui Dumnezeu pentru toți morții noștri. Pomenindu-i regulat la Sfânta Liturghie și la parastase cu dezlegări. Iar în familie suntem datori să facem milostenie la sărace numele lor. Milostenia și slujbile cu dezlegări la biserică sunt singurele căi de ajutoare a celor răpăsați. Prin acestea, biserica a scos multe suflete din osânda și le-a mântuit. Și dacă cei adormiți au fost în viață credincioși, iubitori de Dumnezeu și de biserică, milostivi, smeriți și apoi spovediți, împărtășiți înainte de moarte, slujbele, dezlegările îi mântuiesc sigur, îi scot din osândă la odihnă. Iar dacă din potrivă au trăit în viață indiferenți, departe de Dumnezeu, departe de biserică și au murit nespovediți, neîmpărtășiți, slujbele, milostenia nu le mai ușurează osânda sufletului, căci nimeni din cei mori nedezlegați prin spovedanie nu pot intra în odihna Raiului. Că zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, cei veți dezlega prin spovedanie, pe pământ va fi dezlegat și în cer. Așadar, foarte mult putem ajuta, iubiți credincioși, la mântuirea răpăsaților noștri prin slujbe milostenie numele lor. Că fiii Bisericii lui Hristos prin moarte nu mor, adică nu sunt aruncați în osânda veșnică a iadului, dorm, adică se odihnesc cu drepții, în sânul lui Abraham, adică în rai până la judecata de apoi. De aceea este păcat ca noi creștinii să plângem ca niște desnădăjduiți pe cei morți. Și numai să ne întristăm pentru plecarea lor dintre noi, ca cei ce au nădejde. Vă spun aceasta că e păcat și oprit de biserică să pomeniți la sfintele slujbii pe cei ce au fost necredincioși. Nici nu avem voie să-i punem la Sfânta Liturghie, care au fost fără de Dumnezeu, adică lepădați de Dumnezeu, sau sectanți, adică lepădați de ortodoxie, care au murit aici, sau în vreo sectă. La fel, nu puteți pomeni biserica, la biserică pe cei ce s-au sinucis, ferească Dumnezeu să-i pomeniți. Pe copii avortați, pentru că primii și-au pierdut nădejdea de mântuire. Iar ceilalți n-au fost botezați. Nu pot fi pomeniți la slujbe nici creștinii care au refuzat preotul și Sfânta Împărtășanie înainte de moarte. Sau care n-a vrut să se împace, să se ierte cu cineva. Nu poți să-l împărtășești, nici să-l pomenești toată viața ta. Măcar în ceasul morții, pe toți aceștia nu-i puteți pomeni care trăiesc în ură și ferească Dumnezeu să moară fără să se împace, nu avem voie să-i și pomenim la Sfânta Liturghie, la Sfânta Proscomedie. O mare datorie avem și față de noi înșine și de fiii noștri. Aceea de a aduce pe pământ o viață curată creștinească, legată permanent de Hristos, știind că nu cunoaștem ceasul morții fiecăruia dintre noi, și că fiecare în ce va fi găsit, în aceea va fi judecat. Deci, să ne îndreptăm fiecare de păcatele noastre, să ne căim. Acum când mai avem puțină putință și puțină vreme, să ne spovedim, împărtășim cât mai des spovediți. Prea cinstitele taine și să ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu cu credință, cu nădejde, să îndemnăm pe fiii și frații noștri la pocăință, sfințenie, iar pentru cei răposați, să ne rugăm așa cum ne învață Sfânta Biserică. Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi,
unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără sfârșit, în vece vecilor. Amin.